Programul de construcție și echipare a elicopterelor Marinei Militare a început în 2005. Vechea aeronavă IR-330 Puma a fost modernizată special pentru a putea opera la bordul frăgatelor. Puma Naval poate contribui la salvarea naufragiaților și ridicarea echipamentelor. Dispune de sistem de flotabilitate, de avarie, pale pliabile, harpon, echipamente optoelectronice de navigație și monitorizare. Pentru misiunile militare, aeronava poate fi dotată cu mitraliere grele și torpile antisubmarin. Prima fregată care a plecat în misiuni NATO cu elicopter la bord a fost Regele Ferdinand. Apoi, a doua aeronavă a intrat în dotarea navei Regina Maria, iar acum a venit rândul fregatei Mărășești. Puma Naval a primit deja botezul focului în Golful Aden în urmă cu 3 ani, atunci când România a participat la operațiuni internaționale împotriva piraților somalezi.